Psalmul numărul 80. Bucurați-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru, strigați Dumnezeului lui Iacob, cântați psalmi și bateți din timpane, cântați dulce din psăltire și din alăută, sunați din trâmbiță la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre. Că poruncă pentru Israel este și o rânduire a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a pus în Iosif când a ieșit din pământul Egiptului și a auzit limba pe care n-o știa. Luat am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coșuri. Într-un ecaz m-ai chemat și te-am izbăvit, te-am auzit în mijlocul furtunii și te-am cercat la apa certării. Ascultă, poporul meu, și ți voi mărturisi ție, Israele. Te mă vei asculta pe mine? Nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la Dumnezeu străin, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura și o voi umple pe ea. Dar n-a ascultat poporul meu, glasul meu, și Israel n-a căutat la mine. Și am lăsat pe el să umble după dorințele inimii lor și au mers după cugetele lor. Te m-ar fi ascultat poporul meu, te-ar fi umblat Israel în căile mele, i-aș fi supus de tot pe vrăjmașii lor și aș fi pus mâna mea pe asupritorii lor. Vrăjmașii Domnului l-au mințit pe el, dar le va veni timpul lor în veac. Că Domnul i-a hrănit pe ei din griul cel mai ales și cu miere din stâncă i-a săturat pe ei.